Noua înțelegere dintre forțele statale și rebeli prevede că din data de 1 septembrie să fie încetat complet conflictul armat între cele două părți. Acordul anterior din februarie curent a fost încălcat în urma ciocnirilor sporadice dintre cele două forțe, în care au fost utilizate artileria și alte arme, iar civili, soldați ucraineni și rebeli au fost uciși. Ambele părți se acuză reciproc de încălcări. Astăzi există speranța că de la 1 septembrie se va reuși deplin să se pună capăt focurilor. În acest moment, toate părțile și-au exprimat deja intenția de a respecta această idee. Anterior, un purtător de cuvânt militar de la Kiev a anunțat că doi soldați ucrainieni au fost uciși în ultimele 24 de ore. De la izbucnirea conflictului în estul Ucrainei, după ce Rusia a anexat Crimeea, au fost ucise circa 6500 de persoane. Carolina Digoste, la Vdovui, NBC.